Grosso modo, mixaj înseamnă că în momentul în care te sui acolo, să curgă muzica în așa fel încât toată lumea să se simtă bine. Un DJ foarte bun te face să nu mai recunoști nici piesele pe care le știai dinainte și le pune unele peste altele în așa fel încât poate să-ți facă și, în primul rând, o stare. Aia e clar că aia o cauți, o stare. O stare cât și un mesaj. Nu prea știu care a fost treaba exact, dar eu cum nu am toată ziua la dispoziție, adică de dimineață până la o anumită oră să exersez, a venit administratorul blocului la mine și mi-a făcut observație. Da, nicio problemă. Am priceput. Ai nevoie de câteva, un minim de, dar n-ai nevoie de foarte multe chestii cu care să faci o gălăgie extraordinară și dacă ai umor, îți permiți să combini tot felul de chestii și să te simți bine și tu și lumea din prejurul tău. Fără un pic de umor. La DJ nu poți să intri chiar așa de adânc și să faci lumea să plângă. Și, deci îți trebuie puțin mai un pic de umor. Faptul că Anca o să învețe să mixeze de pe pick-up-uri este un lucru foarte bun. În final, este cea mai spectaculoasă chestie cu care te poți juca și cu mâinile. Păi nu se... Canalul care trebuia să-l sincronizez eu cu piesa care mergea normal, în prima zi când am vrut să mă apuc, nu, efectiv nu se auzea în boxă și nu știam ce să-i fac. După aia am aflat că trebuie doar să pui puțină salivă peste acu care intră în braț și problema a fost rezolvată, acum știu. Și despre ce vorbeam? A fost o săptămână foarte grea. Grea pentru că de-abia am intrat în contact cu aparatele, am început singură să pun mâna pe fiecare buton, să-mi dau seama ce face fiecare, să încerc să nu mai ascult piesele pe ansamblu, să îmi extrag din piesă ce mă interesează pe mine, adică beat-ul, să încerc să le sincronizez. De cele mai multe ori nu mi-a ieșit. Și anumite softuri s-au specializat astfel încât toată lumea să poată folosi încă pick-up-urile. Ele au rămas la foarte mare căutare, inclusiv ca playere astăzi, pentru că tu ai pick-up-uri, dar piesele se aud din Serato, din tractor sau din cu ce lucrează om acolo. Era unii care comentau, nu știu cine era, DJ Food parcă, și venise cu Serato și nu mai schimba discurile, schimba piesele mai des, că așa îți permite toată chestia asta, și mixa ca nebunul, foarte, foarte mișto. Dar zice, doamne, a face playback, că nu mai schimbă, nu mai întoarce discurile. Zic, doamne, ce înțelege omul? DJ-ul prin excelență, asta face playback. Nu cântă la vială. Da, pian, orgă. Dacă e o piesă care nu are voce, contează foarte mult sunetele din care este alcătuită. Cum să fiu? Mi-e frică, adică nu că mi-e frică de Vasile, mi-e teamă să nu-l dezamăgesc în primul rând. Am zis o oră, acum, Ana, câteva ore. Câteva ore ar trebui fiecare om să poată să stăpânească mașinăriile pe care și le alege. Pe DJ-ul nu poți să faci decât cu mijloace specifice, adică trebuie să-ți cunoști cratița, tigaia, fierăstrăul, cu ce bisturiu, cu ce lucrează fiecare. Trebuie să-și cunoască scula foarte bine, cam asta e. Eu sunt și cea care face și cea care își dă cu părerea și e destul de greu, adică când nu este cineva, nu permanent, dar cel puțin la două zile să vină cineva și să spună, să-i arăți, uite, asta am făcut, și să te verifice și să zică, băi, nu e bine. Doamne iartă-mă, nu judec niciun om în felul ăsta. Stai și asculți, te întorci cu spatele și asculți ce face, ce se aude. O să văd ce spune Vasile, nu știu, sper să mă descurc bine. E destul de greu, adică... Ce ne-ați pregătit pentru în seara asta? Discurile pe care am exersat eu acasă. Așa, și o să ne prezinți o mâncare de... Vedem ce iese. Ok.
să alegi muzică de la radio, cam asta ar fi pentru mine un capăt de drum. Tot ce ascultă la radio, să vină DJ-ul, că mamă, o am și eu, că am auzit-o la radio sau la televizor și o pun și seara la club. Nu, asta e cam prea mult. Ingredientele fiind de ce stil? Marea majoritate a muzicii pentru o mare categorie de băieți și fete care se ocupă cu sporturi extreme, cu... Techno, ambele. Un DJ începător dă volumul foarte tare. Asta cu volumul e cea mai frecventă. Toată lumea, când nu mai știe ce să facă, dă mai tare. BPM-ul ți l-a ales corect, e pe 33 sau pe 45? Pe 45. Bravo. Și ăla pe 33. A început petrecerea. Și de ce nu mi se aude în cască? Păi nu i-ai dat drumul la piesă. Asta că vrea să plece de la jobul pe care îl are și îl vede pe ăsta ca pe un job, nu sunt așa de acord. Da, deci nu se aude cum trebuie. O mai încerc o dată? Nu era rău, doar că nu știi ce să faci în momentul ăsta și nu se reglează de aici. De aici trebuie să-i mai dai doar un mix zvâc la ce era ea. Acum e invers. Dar uitat-o pe asta cu basul. Toată chestia o reglezi, înțelegi? Deci ori îți dai mai înainte, nicio... Și când îi dai drumul la piesă, te-am văzut. Mă asculti? Da. Când îi dai drumul la piesă, îi dai drumul din mână. Din punctul în care, pentru că de-aia sunt pick-up-urile astea specializate. Ca să nu trebuiască să-i dai mai tare sau... Mă explici și mie puțin, dacă eu dau de aici, îmi... Da, îl atingi pur și simplu, îi dai un bimbold sau îl reții... Ca să meargă mai repede Da, ca să se sincronizeze perfect. Aha, ok. Bine, uite, vezi, asta nu știam, n-am făcut. Sau de aici. Nu vrei să pui mâna pe disc, atingi... Aha. Sau îi dai. Da, se poate să pui și mâna pe disc. Da, bine. Aia cu saliva nu e ok. Și acum o iei de la capăt. Piesa aia nu s-a terminat, ai timp. Da. Hai, mixează-o. Ăsta este avantajul vinilului. Ăsta e avantajul numai al vinilului, care numai el sună așa de special, pentru că e masterizat bine și e pe un material audio... care îți permite să și observi ce ai, unde cade beat-ul, ce... Doamne, și-ți încep piesa direct, uite. Asta, vinilul fiind un obiect fix, o să ajungi să știi clar unde îți pui acul, pentru că poate tu nu vrei să începi chiar de la început. Îți încep de la capitolul cu voci. Da. Să nu-ți fie frică să faci chestia asta niciodată. Ia, dă discul înapoi. Așa, și acum dă-i drumul, normal. Ah, asta e tot ce trebuie să faci. Te-ai dus înapoi la beat. Vezi pentru ce e asta? Asta e ca să-ți marcheze un beat. De obicei băieții își fac
un semn cu pixul sau îți pun o bulină, ca să auzi unde e bitul când vezi bulina. Depinde dacă rămâi, nu știu ce localitate, DJ rezident la Cârciuma din Colț toată viața, poți să fii și în felul ăsta împlinit, să zicem, sau doar la nunți, sau, na, de obicei, na, dubstep nu vrea nimeni la nunți. Ce ai făcut tu pentru prima lecție a fost perfect. Ai învățat ce înseamnă viteza. Nu pot decât să-ți arăt cumva ce se poate face cu două piese diferite ca să vezi, să auzi și să înțelegi ce trebuie să faci pentru data viitoare. Care eu n-am ales-o niciodată personal, întotdeauna n-am știut de acasă absolut deloc ce o să pun în seara aia. Am știut stilul. Cum fac eu nu e cel mai bine, dar atunci mă simt eu cel mai bine când nu găsesc piesa următoare, deci măcar nu mă plictisesc absolut deloc. Trecerea dintr-o piesă într-alta, pusul, pur și simplu pe BPM, pusul pe beat și începi tu să te joci, vezi dacă îi tai natele și lași, permutări de 3 luate câte 3, dar fără bași, decât când îți cere piesa neapărat și tu o știi foarte bine și ea n-are ritm, kick peste kick. Dacă e descentrat, nu este bine deloc niciodată. Kick fiind... Și o să vezi că de-aia au și scări. O să știi întotdeauna, intri peste asta, cu asta la zero și cu asta așa. La doar foarte puțin distruite. Acum ele merg foarte bine împreună, le auzi? Da. Frecvență. Ia uite. Asta cam taie vocea, ăsta... Vrei numai voci, lași numai mediile. Da. E în funcție de ce vrei tu să faci, practic. Da, ce vrei să lași afară, da. Să-ți coți în evidență.
cu asta trebuie să te joci acasă. Uite, așa nu e nimic, așa e numai asta. Așa e cel mai mișto să mixezi, pentru că tu aici ai... Înainte nu-ți afișa nimeni BPM-ul, trebuia să îl numeri, să-l găsești tu. Bine, scria pe disc 120, 140, da. Și așa, cu discurile erau mici diferențe și trebuie să tot din mână, să stai cu mâna pe el. Și asta era tot thrill-ul, să nu pierzi bit pe bit la tot felul de stiluri. Acum, asta o să înțelegi cu ce trebuie să te joci, fără căști, fără nimic. Avem aici înalte, doar înalte, da? Și aici doar bași. Mi-ai stricat aici. Da, e perfect. Un DJ începător, până potrivește piesele una peste alta, uită de chestia asta cu frecvențele și piesele sună nasol. Nu, spunem, fără să pui mâna, spunem. Ce vezi? Care merg de la asta aici? Care merg? Care sunt tăiate? Merge basul și înaltele. Așa. Și mediile sunt tăiate. Așa, și aici? Și aici ai tăiat basul și merg mediile și înaltele. Și nu sună bine două piese una peste alta? Nu sunt perfect sincronizate, de asta zic, trebuie să stai cu mâna tot timpul pe ele. Să înveți frecvențele care fiecare ce face și să pui mult mai stabil piesele una peste alta, să ajungi la nivelul ăsta, adică ele chiar merg, în afară de alea pe care scrie pe aia, scrie 130 și pe aia 130 și le pui pe amândouă la 0, da, și merg, dar nici alea nu merg dacă nu le potrivești foarte tare din mânuță, să iei piese de vari BPM-uri între nu foarte mari, să te străduiești să faci cine știe ce experimente și să te joci din frecvențe, să faci ceea ce se numește mix pentru un DJ. Să faci din două piese diferite una a ta, fără vocile din asta cu altele de acolo, sau amândouă împreună. Lecția de astăzi mi s-a părut ceva mai ușoară față de cea de data trecută, că nu mai ține așa mult de tehnică cât ține de creativitate. Adică o să-ți faci tu o piesă cum ți-o dorești și cum o simți tu. Nu mi se pare foarte simplu, dar mi se pare mai simplu decât ce am făcut săptămâna trecută. Pune cu cei mai greu. Perfect. Cei mai greu. Pick-up, are 20 de kg. Da, bagă așa puțin. Butonul ăla unde e? Aici. Hai să uităm ce cam are.